făcut diferența de 41 de puncte dintre cifrele Cluj și Vincere în această seară? În condițiile care n-am avut 9 jucători. Da. Da. Am spus înainte să înceapă acest joc că nu veți vedea Clinceniu niciodată aruncând mingi în tribune, jucând destructiv, ci va încerca tot timpul să facă o propagandă fotbalului pentru acești oameni care pe frig, pe ploaie, pe vânt, vin să vadă un spectacol fotbalistic, indiferent unde vom juca. Mi-am asumat să nu jucăm destructiv, noi construim o echipă, am reușit astăzi, în condiții de adversitate și spații mici, să construim atacuri poziționale în terenul campioanei. O echipă care domină de 4 ani fotbalul românesc fără drept de apel. O echipă care are 2 campionate, unul în România și unul în Europa League sau în Conference League, în care niște meciuri cu Sevilla, cu Rangers, cu chiar Iablomiț, cu toate echipele cu care joacă, înseamnă cât 10 meciuri în campionatul României. Astăzi am întâlnit o echipă puternică din toate punctele de vedere, ca și structură de club, ca și administrație, ca și organizare tehnico-tactică, ca și valori individuale, și cred că nu ne-am făcut de râs în fața unei echipe cu un buget de vreo 10 milioane de euro salarii și am jucat de la egal la egal ca și joc colectiv. Este clar că valorile individuale net superioare ale CFR-ului au putut să decide jocul și sunt convins că jocul ar fi fost mult mai strâns dacă aveam și jucătorii care ne lipsesc, dacă aveam echipa completă. Chiar era un spectacol fotbalistic astăzi la care și noi alături de CFR am participat. A fost gol înscris repede de CFR-ul de Cicilului? Da, este adevărat, a fost înscris repede, nu ne-am așezat foarte bine, dar după aia am avut determinare, am avut personalitate, jucătorii mei au ieșit cu joc de combinații și pase scurte din pressing-ul CFR-ului și nu este ușor să faci chestia asta. Nu știu câte echipe ar fi venit astăzi la Cluj și ar fi jucat, ar fi avut curaj să joace împotriva CFR-ului cum am făcut-o noi, dar pentru că am jucat așa, am pus niște probleme de joc CFR-ului și cred că și scorul a fost unul strâns și am și fi putut marca la un moment dat. Cum ar trebui să faceți echipa? Cum ați aveți 9 jucători în oase? De unde i-ați strâns? I-am strâns, am avut 2 jucători de la juniori, n-am avut cei 2 mijlocași centrali de închidere foarte importanți, Tibo și Ventura. Am jucat cu 2 jucători ofensivi la închidere care n-au răutatea și agresivitatea celor doi, dar cu un joc de posesie, de circulație și cu o tehnică foarte bună, au ținut departe echipa CFR-ului. Le-am spus jucătorilor mei, dacă astăzi intrăm în situații de 1 contra 1 cu niște jucători mai puternici din punct de vedere fizic decât noi, suntem curățați. Trebuie să jucăm pe calitățile noastre și nu pe deficiențele noastre, iar calitățile noastre sunt posesia și circulația, să creăm superioritate numerică pe toate zonele de teren și să pasăm în zonă liberă pentru a evita aceste dueluri 1 contra 1 pe care jucătorii CFR-ului le-ar fi câștigat și le-au și câștigat în momentele decisive care le-au adus până la urmă victoria. Lucrurile sunt foarte clare. Îmi permit să vă întreb dacă aveți emoții ceea ce primește Vitor la Vincenzi, știam să le că au fost niște discuții, cum că veți fi demis? Nu știu, nu comentez asemenea lucruri. Problema mea a fost să aliniez o echipă competitivă astăzi în fața campioanei României și să participăm la acest spectacol fotbalistic în condițiile în care am venit fără o echipă întreagă, de aproape. Dar spus să continuați, echipa n-are puncte, din păcate e greu să salvați până la urmă situația. Nu este adevărat. Important este că am creat forța colectivă acestei echipe. În 2 luni și s-a văzut, pentru că jucătorii sunt antrenați la un nivel înalt și se antrenează la un nivel înalt. Asta s-a demonstrat prin faptul că cei 7-8 jucători noi care au intrat astăzi, care nu jucaseră, i-au acoperit cu brio pe cei care jucaseră 7 meciuri la rând. Nu s-a văzut diferență foarte mare. Într-adevăr, avem nevoie de niște jucători care să decidă jocul, niște jucători care să aibă forță de joc și de șoc și în momente decisive, cum are CFR-ul, din execuții individuale și din 2 ruperi de ritm, au rezolvat un joc. Și noi avem nevoie.
Important e că am construit echipa și avem nevoie de niște plombe. Dacă adăugăm piesele din domino unde trebuie și luăm niște jucători nu la întâmplare, ci în baza unei filozofii de joc câștigătoare, vom fi o echipă puternică, cu răbdare. O echipă care a pierdut 10 jucători din echipa care a făcut play-off anul trecut, nu se poate reconstrui peste noapte, mai ales când o iei cu 2 puncte în etapa nouă. Asta o să fie clar. Cine spune că face o echipă puternică, o echipă puternică înseamnă o echipă care să pierdă greu în campionat, în mai puțin de 5-6 luni de zile, minte cu nerușinare. Eu știu foarte bine care este situația. Problema este cea mai acută, este nu fotbalistică, ci să rezolvăm problemele financiare ale clubului ca să putem să mergem mai departe și dacă vom rezolva lucrurile astea, Clinceanu va fi o echipă frumoasă. Cum arăt? Facem tot. Eu cel puțin fac toate eforturile să rezolv acest lucru. Pentru că acolo sunt niște oameni care au muncit mult să construiască această echipă, care a plecat din ligile inferioare și este o mândrie pentru mica comună ca să continue Clinceniu, mai ales că primarul a pus foarte mult suflet și efectiv a construit o echipă de la zero, cu multă muncă și migală și nu este ușor să faci acest lucru. Suntem o echipă mică, într-adevăr. S-au făcut niște greșeli de management, clar, pentru că nu poți să elimini o echipă întreagă și să aduci o altă echipă. Adică lucrurile, schimbarea, dacă vrea să fie făcută, trebuia să fie treptat. Faptul că noi în primele etape jucam cu un copil de 19 ani în poartă, că s-a renunțat la un portar vâlceanu care era, după părerea mea, în primii trei din România și care îți dă siguranță. E greu în Liga I să joci cu un copil de 18 ani. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Steaua, ce s-a întâmplat cu UTA, jucătorii au nevoie de puțină siguranță. Dar lucrurile se vor rezolva și se vor remedia încet, încet. Astăzi este important, am fi vrut mai mult de la jocul ăsta, clar, dar cred că am lăsat o impresie bună la Cluj, așa cum noi am jucat de fapt de la egal la egal cu, în afară de meciul cu Craiova și cu Sepsi, cu Steaua, am jucat de la egal la egal cu Rapid, am jucat de la egal la egal, ați văzut ce s-a întâmplat cu Botoșanu, am fi putut chiar să câștigăm, am fost așa, acolo. Avem nevoie în perioada de iarnă de aceste 5 plombe în 3 compartimente cu care să dăm consistență jocului. Atât și în rest lucrurile sunt ok. Mă bucur că jucătorii mei au jucat într-un sanctuar, într-un stadion superb, că au venit și au stat într-un oraș superb și cred că ei au fost mândri de lucrul ăsta. Nu v-a reproșat cineva că a venit separat echipa, a venit cu avionul și cu vocal, cu echipa? Eu mai am și treburi pentru clubul ăsta mai importante decât jocul din seara asta. Mai mult nu vă spun. Căutați bani la Cluj. Deci aici sunt probleme. Clujul nu va avea niciodată probleme. E o forță. Este de felicitat un mare antrenor, am să vă spun ceva. Mi-a spus odată, în Italia, rolul antrenorului în Liga 3, în divizia C, este 80%. În Serie B este 60%. La Milan, Inter, Juve sau Roma este doar 40%. Tot ceea ce se întâmplă în jurul lui creează totul. CFR-ul este una dintre aceste echipe organizate cu o structură excepțională care ușurează enorm munca antrenorului. Spre deosebire de Clinceanu, unde antrenorul trebuie să rezolve și banii. Ca în serie ce? Da. Spate piața meciul cu Dinamo? Sperăm. O să fie un meci echilibrat. Un meci între două echipe avide de puncte și noi trebuie pentru meciul cu Dinamo trebuie să ne refacem fizic, atâta. Pentru că a fost programarea asta, televiziunile au făcut, eu nu comentez lucrul ăsta pentru că cine dă banii decide. Să joci luni la Cluj, să joci vineri imediat, nu este foarte ușor.
În primul rând, intensitatea meciului cu CFR, în al doilea rând, drumul și perioada de refacere, care este foarte scurtă, de antrenat, nici nu ne mai gândim, că nu mai avem cum să ne antrenăm, doar să facem puțină menținere la, până la jocul cu Dinamo. Ați zis banii acolo și cum se rezolvă? Bine. Eu vă mulțumesc. O seară frumoasă.